Prieteni, am revenit și noi, prieteni. Bună seara, prieteni. Țineți-mi mie, domnișoara, aici un pic să vedeți și eu pâinea, să o ducem la Andreea, că-i ziua lui al mic, prieteni. Dar cu ce mergem? Mergem pe jos să ducem pâinea, mașina e la Nasie, nu-i luai mașina, n-au ateile, mergem repede, că suntem aproape. Dar îți ajutăm aici, avem ca tu. Trage de asta de jos. Trage de asta jos. Hai așa. Așa, dar îți ține. Așa. Stai. Ce facem? Așa. Trage să te spași mai mult. Te mândărius. Întoarce-l. Hai, trage la departe, trage. Hai, Darius, hai, trage. Păi, dă-te înapoi, acum dă-te înapoi. Așa. 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 Dă-te așa, ține. Să venim până ea. Punem pentru Andreea, prieten, că e ziua lua al mică ăla, i-am luat și torturi, o să mergem și cu torturi, prieteni, hai, lasă așa. Dar unde e Ianca? Ce că vine Ianca? Aici eu? Aici a pus pe un prosop, așa, bine, să tăiem. Ce? Merg și eu cu tine. Prieteni, ce-a făcut eu pentru ăla micul lui Andreea. Așa. Mai avem o pâniță. Asta e de acal, prieteni, vedeți cum s-a aburit. Ce-am făcut, doamne? Adă la mine. Prieteni, nu mai zic nimic, prieteni, că nu mai sunt supărată, asta e, prieteni. Cum am zis, prieteni, oameni buni, trebuie să-i iertăm pe toți. Trage de alea, vină cu ajută-mă, Darius. Lasă că îl ajută copilul și pe mine. Trage înainte, du-te în spate așa tu. Așa. Aici. Vin aici. Azi vină cu a. Dă-te așa. Ține. Hai, mă, Darius, tăi. Ține așa, Darius, să vedem pâinea. Doamne, trebuie să fie Anca să mă ajută, că mă duc, mă ceartă Andreea, trebuie să ajung cu pâinea. Mă ceartă Andreea, prietene. Nu de ce am aici. Dar de ce nu pui și folie? Să mă rog frumos așa. Așa. Prieteni, dacă vreți și voi, pâine, am făcut una cu brânză, una fără brânză. Dacă vreți și voi, prieteni, puteți să mă sunați, să vă trimit pâine, dacă vreți, prieteni, oameni buni. Dacă vreți, cine vrea poate să mă sună că îi fac, că la mine făină, tot, nu-mi trebuie nimic. Că pâinea de putem să o facem la oricine care vrea. În ce parte e apa caldă? În jos? În ce parte? Într-o parte acolo. E apa rece. Dar ce faci cu apa acum? De mă super cu apa acolo. Ce faci tu cu apa? Lasă așa, prieteni. Trebuie să mergem cu pâinea. Așa. Hai să mergem. Prieteni, asta e pâinea. Am făcut la Andreea, prieteni, și mă duc să-i duc pâinea la Andreea. Asta e caldă. Hai că revenim. Prieteni,
Hai până, până încolo și după aia oprești. Ieși pe Darius, hai. Ieși pe ușa. Hai. Hai. Hai, domnișoară, cu noi. Hai, domnișoară, că mergem până la poartă, hai. Închide, Darius, hai cu noi. Bine, hai. A, prietenul, ai tocuri, că noroi pe aceea. Da. Și mă duc, prieten, cu... Și le duc la Andreea, prieten. Uite, prieteni, ce avem noi pe stradă. Vedeți? Și grele. E foarte grele până. Vedeți, prieteni, și-o duc la Andreea. Că e ziua lui al mic, i-am luat și... I-am luat costumaș, i-am luat lucrurile lui al mic, îi făcurăm torturi, o să mergem și cu tortul după aia. Hai, mă, fată, ajută-mă și pe mine. Da. Nu. Bine, hai, oprește, uite, Andreea, mergem. Prieteni, am ajuns și acasă, prieteni, duseră în pânia. Așa, prieteni, s-a făcut câțiva gogoșii, că era copilul cel mic. Așa, folia o adunăm. Și prieteni, asta e, prieteni și cu sora mea, nu mai zic nimic, prieteni, mă știe lumea cum sunt, mă știe tot, că eu nu sunt rea. Eu nu mă știe toată țigănia, că nu sunt cum a făcut Macu într-o felul, urecheatul m-a făcut într-un felul, m-a făcut cu o scoță, dar pe mine nu. Dumnezeu vede, prieteni, pe mine nu m-a făcut. Da, tot pe ei, s-a făcut stângul de râs. Râde lumea de ei, nu de mine. Da, prieteni, să știți, râde lumea de ei, nu de mine, că a vorbit urât. Și-a jurat pe toate rețelele, lasă să vorbească, că nu-i nimica. Nu-i nimic, oameni buni. Eu mă știu curată. Știu că nu am vorbit nimica. Mă știu nevinovată, nu am luat vorbe, n-am zis nimic. Ei au vorbit, nu m-au urât. Asta e, prieteni. Sora mea e, nu e cu minte. Așa vorbește ea, că e bunavă și ea, prieteni. Nu știe nici ceea ce face. Da. Nu știe nici ceea ce face. Așa, eu am multe să spun, dar nu spun că mi-e rușine de Dumnezeu Iisus. Eu nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic, prieteni. Așa. Brânza am pus aici, ce știe de spălat. Uite, aici sunt două torturi, prieteni. Unul lui Anca, unul al meu. Oh, Doamne, Doamne, merele ăștia, să vedem ce facem cu ei. Să văd dacă vreau noastre boabele, să spăl un pic vasele. Așa. Trebuie spălate. Un pic. Ce să mai facem? M-a vorbit sora mea numai de rău, a vorbit urât. Asta e. Eu nu știu că nu sunt așa cum a făcut ea în tot felul. Eu știu că sunt curată. A venea ea. Ne-am mai fost măritat. Da. A fost ea măritată. Și știe, a fugit de acolo. De bună ce era. Bună seara! Ce fanastă e aceea? Mănânci o sarmală. Unde suntem aceea? La nepoțelul la David. E ziua lui, prieteni, cu ea nu ne primează dar acolo. Prieteni, avem ziua lui Almic. Lu David, uite aici. Lu Almic e ziua lui, a primit și el 2 ani. La mulți ani, David. La mulți ani, David, să fii sănătos. 1000 de ani. Fără reparație, David. Aici ai măsuța lui Dană. Mai e puțin. Isprică-n-ase la prietene aici. Mai este puțin să vin toți musafirii, să vine nașul, să vine nașa. Moșii sunt aici deja.
dar până acum n-am adus surprizele lui David, lui nepoțelul Armin. Trebuie să vină invitat. Aici are jucărie de lui. Arată camera pe mine. Trebuie să vină și unchiul lui Bango și cu Petre și cu toată familia să vină la ziua lui David aici. Invitare pe toți. Acum da. Vin și pe voi vă invit, prieteni, să veniți la ziua copilului și dacă aveți plăcere să veniți aici. David, fă-le și tu papa la prieteni. David, e ziua ta. La David. Mama, David. David, uite la prieteni acolo și spune vă salut. Salută prietenii. David. Filmează David, uite acolo. Este ziua lui, balonașele acolo frumos, împlinește vârsta de 2 ani, să fie sănătos. E copilașul lui Andreea, să fie bogat. Uitați-vă, prieteni, tare bucuros. Ia salută și tu prietenii. Ia salută prietenii, salut prieteni. Spune, salut prieteni. Ia salută. Nu vrea prieteni. E bucuros că e ziua lui, nu mai zice nimica. Uite, tare bucuros. Dar nu știu că ai la masă. Arătai pe copil, da. E mai măsuța lui. Arătai la prieteni. Asta e măsuța lui care așteaptă acum surprizele mari care vin cu torturile. Bă, la aici așteptăm oșafirii, prieteni, sarmaluțele, prieteni. David, să fii norocos să trăiești 1000 de ani și la mulți ani. Mamă, ce rânze mari! Ce rânze mari! Rățele cu varză, prietene, am venit și rață. Dar vine și rață, spune-mi astea cu pe orez, cu ciuperci. Mai aveți? Și o rață cu ciuperci. Da. Asta e rânda țigărească. Mușchi presat. Piciorul de spate. Când va fi și el mai mare, prietene, o să vadă și el aici ziua lui, cum a fost pregătită la 2 ani. Cu jambon, cu rânze. Trei rânde. Dar de ce e așa mare? Parcă cu picior de porc. Păi dacă e rânda, e mare. Așa mare, anaconda. De ce e anaconda? Două. E foarte mare rânza. La anaconda. E foarte seara la prieteni. Foarte mare rânza, prieteni. Uite. Anaconda. La mulți ani, David, să fii sănătos. Și la pungă gros. David. La mulți ani, David. Și la salută anul, și tu, prieteni. Și la anul să faci ziua cu nevasta. Grumim, prieteni. Prieteni, că copilul are doar 2 ani. Când se avea... duce la luminuță, copilul. Unde prești tu la luminuță? Cine să lua mașinuța aia, David? Ia. Cine să lua mașinuța? E putea mora la aia. Mașinuța. Arătai la prieteni, arătai jucăriele lui, prieteni. Arată oaia aia care i-a dus-o bunicul, o Bango. Asta i-a dus-o bunicului. Oița, i-a luat și nase un cadou, o să filmăm și atunci. Măsuța lui, prieteni, așteptăm musafirii, o să vină mulți musafiri și poate nu mai filmez atunci când vine musafirii, știți? Că sunt alții care nu vrea să fie filmați și m-am arătat acum, de prima dată, cum arată. Uitați-vă, prieteni, cum face copilașul. David! Și Irinuca, hai să filmăm și pe Irinuca. Salutare, dragi prieteni. Așa, salută prietenii și tu. Ea e nepoțica noastră. Ea stă și se uită pe al mic. Da. David, salută prietenii. Mami, salută prietenii. Da. Așa. La rând tot. Păi da, fii atent. De corpul la rând. David, el, e camera lui asta. Ce-l ține așa? E căsa mie, e căsa, e ține pe Maidana, e căsa până la mâine.